PSD virează spre conservatori? Întregul guvern pleacă în Polonia, surse. Într-o perioadă în care băiecilor răi ai Uniunii Europene li se pregătesc măsuri dure dacă nu respect normele statului de drept, România dă un semnal important de apropiere față de Polonia. Potrivit unor surse oficiale, guvernele României sublinierei Poloniei vor avea o subliniere din comun, pe 25 mai, la VAR subliniere Ovia. Potrivit surselor guvernamentale, anuncul despre vizita întregului executiv în Polonia a fost făcut în subliniere din cadrul guvernului de joi. Plecarea în subliniere trilor se va face pe 24 mai, iar pe 25 mai, într-o zi de vineri, la VAR subliniere Ovia, va avea loc subliniere din ca comuna celor două guverne. Edinca comun are loc în contextul manifestrilor dedicate centenarului. Atât România, cât sublinierei Polonia se rebetoresc în 2018, la mai puțin de o lună, un secol de existent modern. Evenimentul este unul interesant sublinierei în contextul informațiilor prezentate în exclusivitate de știri pe surse.ro cu privire la o apropiere a PSD de familia conservatorilor europeni, din care face parte sublinierei partidul de guvernământ din Polonia. Liviu Dragnea a negat vehement faptul că PSD ar putea trece de la social sublinierea europeni la alianța conservatorilor,